Thousands of teachers have taken to the streets of Romania once again, amid ongoing protests that forced the delay of final high school exams. Strikes over pay and conditions have continued for more than 3 weeks, despite a late effort at compromise from the government. De pe TV sunt doar vorbe, promisiuni și nimic concret. Așteptăm și noi o recompensă financiară pentru eforturile pe care le depunem, pentru că avem la bază studii, ani în care ne-am implicat în dezvoltarea noastră. Colegii noștri sunt supărați nu doar datorită salariului, ci datorită lipsei de încredere față de guvernanți. În această țară nu se respectă legea, nu se mai respectă nimic. As the exams loomed, the governing coalition adopted a memorandum that guarantees salary increases for education staff over time. Sunt convins că dascării înțeleg de asemenea apelul la încredere și rațiune pe care îl fac de la masa guvernului pentru a înceta această grevă. Sunt asumări politice, am stabilit de asemenea cu domnul Marcel Ciolacu să semnăm un angajament politic tocmai pentru a oferi acele garanții. But teachers remain unconvinced, saying the commitment is not legally binding. The high school finals, which were due to be held on Monday, have now been put off until June 14th.